Bună, iubițelor! Ce mai faceți? Toate bune și frumoase? Haideți că avem treabă! Așa, în videoclipul de astăzi o să facem un haul cu produse Oriflame. Așa, și o să vedeți, o parte sunt noutăți, că am urmărit și eu noutățile, să vedem ce mai e nou, ce mai e frumos, știi? Așa, să testăm, să purtăm și sunt și unele recumpărări. Bun, hai să începem cu începutul. În primul rând, hai să vă arăt cum arată pe unghii oja aceasta, You Rock, de la Essence. Știți că v-am prezentat-o într-un haul anterior și uite așa arată pe unghii, foarte frumos. Deci eu sunt foarte mulțumită de ea și să știți că nu numai că sunt foarte mulțumită, dar mă și bucur că am cumpărat-o. Știi? Că îmi place, știi, să cala cu... Na, nu numai ca, știi, nu numai în ceea ce privește alte produse, știi? Și în privința locurilor de unghi vreau diversitate, știi? Nu numai o mulțime de, nu știu, grenauri, știi? Așa, deci uite cum e superbă. Și vă spuneam eu vouă că aveam de gând să mă joc un pic și cu... albul acela pentru French, tot de la Essence, dar până la urmă am renunțat pentru că am zis, ia hai să mă joc în continuare cu lacul de unghii de la Catrice, din colecția Metaphase. Acesta este Cyber Beauty, deci culoarea asta așa ca sideful sau opalescentă, cum vreți să-i spuneți, e Cyber Beauty. Așa, și am zis, da, ce-ar fi să fac așa diverse și încă nu mi-am dat așa silința într-o măsură extraordinară, știi? De altfel am folosit pensula, știi, acestui lac de unghii. Nu am folosit un... am să folosesc, știi, de acum am să folosesc. Am văzut cam cum iese și, mă rog, nu... am să folosesc una dintre pensulele mele pentru unghii, special pentru făcut modele pe unghii, știi? Ca să fie mai, știi, ceva mai aparte. Dar oricum e foarte frumos și mie îmi place și sunt deosebit de încântată. Deci acesta e You Rock, așa, și arată super tare. Super tare. Bun. Pe buze, că dacă nu am să scriu sau am să vă spun în videoclip, sigur o să vă întrebați și o să vreți să știți totuși ce, despre ce ruj este vorba. Mai, eu este un ruj dintr-o colecție un pic mai veche, am impresia că e cea intitulată Botanical, poate mă înșel, da, na, asta este, pe de altă parte știu numele Bitter Sweetie. Așa se cheamă rujul, Bitter Sweetie, nuanța aceasta de ruj. E ruj de la MAC, de la MAC Cosmetics. E din gama Amplified, super, deci extraordinar de hidratant și de plăcut și cremos și minunat. Așa, atât că, nu știu, trebuie să vedeți și voi pe internet, acum depinde și de țară și... Na, mai sunt site-uri internaționale care comercializează, na, ce se găsește într-o țară, poate nu se găsește în alta. Trebuie să vedeți și voi dacă mai e sau nu mai e. Deci, cred că colecția așa se numea, Botanical, așa, și, deci, MAC, așa, și nuanța e Bitter Sweetie. Și uite cum arată, e absolut superb, o adevărată operă de artă, știi? Așa, hai să trebuie să recunoaștem aici meritul celor de la MAC, adică nu e puțin lucru, știi? Și uite, frumos, scris MAC aici și e și, nu filigran se cheamă asta, e cu irizații, cu niște inci, niște flori incizate, așa, știi? Vai, minunat! Bun! Deci și ăsta este rujul, uite. Eu am buzele foarte deschise la culoare, de asta nuanța e un pic mai deschisă față de ce vedem în tub. Dar dacă voi aveți buzele mai închise, atunci, știi, nu va mai deschide culoarea rujului. Bun, deci ăsta e de la MAC. Îmi plac foarte mult rujurile de la MAC. Mi-aduc aminte că a fost o perioadă când știți că americancele tot prezentau cu rujurile MAC și nu știu ce și nu știu cum și noi ne uitam și na,
Oftam și chiar stăteam și mă gândeam dacă într-adevăr sunt așa de bune, da, sunt așa de bune. Bun. Și acum, ia să începem noi holul, că nu de alta, da, trece ziua, vine noaptea. Bun. Încep și eu așa de la stânga la dreapta, știi că doar nu-i matematica aici, știi, și dacă 1 plus 1 nu ne dă 2, am încurcat, știi, luăm 4, stai jos. Așa. Bun, uite un exfoliant de față. E din gama deja existentă la Oriflame. Era ceva nou apărut și nu am mai găsit. Deci era un set și, mă rog, îi zic așa set, dar sigur că și produsele din set se pot cumpăra și individual. Dar era un nou set cu altă aromă, altă chestie, nu mai era disponibil. Eu cred că între timp a devenit, o să vedem, că aș vrea să-l cumpăr, știi? Dar trebuia să-mi împlinesc un pic colecția de, hai să-i spunem așa, colecție, știi, de exfoliante pentru ten, exfoliante faciale, știi? Și țineți minte că vi l-am arătat pe cel de la Sephora. Așa, o să facem și niște filmulețe cu privire la îngrijirea tenului, cu tipuri de produse. Le facem pe toate. Încet, încet, le facem pe toate. Așa. Și acesta este un exfoliant facial pe bază de merișor. Acest cranberries și uite aici fructele, știi? Așa. Ăsta e, deci e mai vechi, ca să zic așa, înțelegi? Și să vedem, are numai 30 de mililitri, dar pe de altă parte nici nu-ți trebuie foarte mult, pentru că, na, intenția e de o exfoliere ușoară, frumoasă, nu trebuie să pui 5 tone, știi, și să-ți dai jos 3 straturi de piele. Așa, deci ăsta l-am cumpărat. Acum, o recumpărare. Eu v-am spus că apreciez foarte mult acest BB cream de la Oriflame. Îmi place extraordinar de mult și ce să vă spun, mie e cam greu să renunț la el așa deodată, deci eu vreau să-l păstrez în colecția mea de produse de machiaj. Și sigur, în această colecție sunt cumpărările periodice de noi produse și își mai fac loc cele care devin definitive, știi? Așa. Dar acesta e un produs excelent. Cred că l-am încercat odată cu voi, am făcut nu știu dacă i-am spus tutorial neapărat pentru acest produs, dar în tutorialul respectiv l-am încercat și ați văzut și voi ce frumos e. Bun. Acesta este nuanța fair, este nuanța cea mai deschisă. Na, știi cum e, de acum vine iarna, ce bronz mai era se mai duce și nu mai pot lua cealaltă nuanță, light, așa, cealaltă nuanță light, pentru care chiar trebuie să fii bronzat ca să, de altfel v-am spus că, mă rog, după ce s-a terminat vara și bronzul a început așa să se ducă puțin câte puțin, am fost nevoită să combin acel light cu acest BB cream fair. Așa. Bun. Deci asta, super mulțumită. Și recumpăr pentru că știți și voi de acum cum e cu produs. Cred că avem o mică musculiță. Știți cum e și voi cu, știți și voi cum e cu produsele de la Oriflame. Ele intră periodic la reducere, ca să zic așa, dar sfatul meu este că dacă iubiți un anumit produs și vreți să-l aveți permanent în colecție, se termină și vreți să aveți imediat altul, nu așteptați chiar până când s-a epuizat complet, până când voi l-ați epuizat complet și abia de atunci trebuie să faceți comandă. Pentru că, bine, ăsta nu e foarte scump nici la preț întreg, știi? Dar poate vreți să cumpărați alte lucruri care sunt mai scumpe și, în fine. Deci urmăriți și când vedeți și la reducere, faceți atunci, știi, stocul de, refaceți stocul, știi? Sau periodic refaceți stocul, știi? Așa. O altă recumpărare este crema de mâini Milk and Honey.
Așa, eu am avut și crema de corp din această gamă. Este absolut superbă, miroase extraordinar de frumos. Și asta este crema de mâini, are 75 de mililitri. Așa, hai să vă arăt, ia uite ce frumos, hai să vă arăt și textura. Așa, uite. Și miroase, e, deci nu știu cum a ieșit, e milk and honey, spune. Și măi, e un miros, deci culmea, e un miros de tei îmbătător. Știi cum? Deci un miros îmbătător de tei, extraordinar. Nemaipomenit, nemaipomenit. Ai impresia că ești undeva, mergi pe stradă, știi, și sunt tei de o parte și de alta a drumului și e vară, bineînțeles, ei sunt înfloriți și te copleșește acest miros extraordinar. Deci, o cremă pe care îmi place și pe asta, știi, să o am periodic sau, na, înțelegi, să o am în colecția mea. Ei, și acum urmează noutățile. Urmează niște noutăți în catalog. Și anume, avem rujul The One Color Stylist. The One Color Stylist, uite cum arată. Și asta este nuanța Amplified Fuchsia. Așa. Uite, e tipul acesta, știi, pătrățos așa, uite ce frumos e roșu. Mie mi se pare că în carcasa asta roșie parcă e mai elegant ca oricând rujul Oriflame. Înțelegi că ei de obicei pun în carcasă neagră și au o gamă tot așa, pătrățoasă așa și cu carcasă neagră. Dar uitându-mă acum la acest ruj și văzând această carcasă roșie, îmi dau seama că e absolut superb și alegerea, nu că n-a fost rea deloc, dar alegerea este excelentă, superb rujul, foarte elegant. Foarte, foarte elegant. Deci, aceasta este, nuanța este Amplified Fuchsia. Așa, stai o leacă că acum dacă m-am dat cu cremă. Așa. Și uite cum arată rujul. Vezi? El este mat, e foarte pigmentat și e mat. O să-l testăm, o să vedem cum arată pe buze. Hai să-i facem așa un mic test deocamdată pe mână, să vedem pe mână cum arată. Așa, să nu. Și uite, absolut, e foarte frumos, foarte frumos. Eu m-am dat cu crema, nu trebuia să mă dau cu crema acum, chiar înainte de testarea rujului, știi? Dar nici nu vreau să insist prea mult, că n-aș vrea să-i vezi că e cumva concav, observi forma concavă, știi? Și n-aș vrea să rup nici rujul, nici, știi, să-i stric forma sau altceva. El este mult mai pigmentat de atât, e clar lucrul ăsta. Așa. Dar nu îl zăpăcim de cap acum, că n-aș vrea, repet, n-aș vrea să-l stric, e prea frumos și nu, nici chiar așa, adică, știi, nici nu l-am cumpărat bine și să-l distrugem, nu se poate. Așa. În schimb, o să-l testăm în cadrul unui tutorial și aplic și pe buze să vedem exact, știi, cum arată. Ei, tot ca un produs nou, avem nuanța de ojă corespunzătoare, care se numește tot Amplified Fuchsia. Și uite, este aceasta. Observi? E absolut minunată. Nu știu, mie mi se pare extraordinar de frumoasă. Stai un pic acum să deschid din nou rujul, știi, și să ne uităm. Oh, bineînțeles că dacă m-am dat cu cremă, așa, uite. Imediat ai răbdare că acum se rezolvă. Ia uite. Știi? Observi rujul și lacul de unghii. Nu știu, mie mi se pare foarte frumos. Adică, sigur că nu spune nimeni că ele două trebuie neapărat să fie permanent asortate. Nu, nici vorbă. Păi ce faci când te dai cu, nu, ojă cum e asta, un gri așa, ce faci? Te dai cu ruj gri pe buze? Nu. Nici vorbă. Dar recunosc că e frumos, știi, să ai
na, în câteva cazuri, în câteva situații, de la anumite firme, știi, în funcție cum vor și ele să lanseze, cum a fost acum Oriflame, că a lansat așa, știi, să ai rujul și lacul de unghii asortate, știi, fix în aceeași culoare. Bun, hai că am să fac altceva, o să vă arăt și pe unghii, să vedeți cum arată, nu acum, dar pentru că avem un pic de timp, știi, și ne putem distra o leacă. Uite, am să vă arăt cum arată pe hârtie, uite periuța și hai să vedem, uite așa, e foarte frumos, așa, ia uite. Deci, Amplified Fuchsia. Vezi? Așa. Am scris eu acolo ca să pot identifica, știi? Că mai păstrez bilețelele astea, sunt de folos ca să nu o iei de la zero de fiecare dată. Știi? Foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Și am să vă arăt și pe unghii, știi? Cum arată. E, și ce avem în continuare? Ia să vezi ce avem în continuare. N-am mai luat aici șervețelele umede, așa că o să defilam frumos cu swatch-ul acesta până la final. Un CC cream, ăsta este un alt produs nou de la Oriflame. Este un, hai să vi-l arăt așa. Deci, este un CC cream, uite cum arată cutia, nu știu, mie mi se pare și e din gama, continuu imediat, din gama Giordani Gold. Mie mi se pare foarte elegant. Știi, foarte elegantă cutia, observi, neagră și cu auriu. Din gama asta, de altfel, dacă nu mă înșel eu, e cumva o tradiție, știi, de a merge pe acest negru cu auriu, foarte frumos, foarte elegant. Nu am niciun reproș de făcut în privința asta, e foarte frumos. Și ia să vedem. Scrie CC Cream, factor de protecție solară 30, așa, și are și protecție împotriva razelor ultraviolete, așa, e vegan, 30 ml și hai să vedem cum arată efectiv recipientul, știi? Așa, o, ce frumos, ia uite ce culoare frumoasă, așa. Ia uite, și asta este nuanța light. Eu am cumpărat în nuanța light. Așa. Ce scrie? Același lucru. CC Cream, SPF 30, UVA Protection și Oriflame. Așa. Iar sus, Giordani Gold. Și ia uite ce frumos e aici, un caroiaj, așa ceva. Sau e caroiaj? Nu cred că e caroiaj, numai niște linii așa verticale, cumva mate, foarte frumos, nu? Mie mi se pare extraordinar. Uite și cum arată pe o parte, uite cum arată pe spate și da, e absolut, absolut superb. Mie mi se pare de o eleganță extraordinară. Și contează, toate detaliile astea contează foarte mult, înțelegi? Deci uite, te uiți la produsul ăsta și îți dai seama că poate să scrie, adică te uiți la el, știi? Și îți dai seama că dacă era pe el numele unei firme celebre, spuneai, da, wow. Știi? Înțelegi ce vreau să spun. Adică e un ambalaj extraordinar de elegant, extraordinar de rafinat și, da, de nota 10. Bun, hai să ne uităm un pic, sigur că nu îl încercăm acum, nu o să stăm acum să-l încercăm, dar hai să vedem nuanța, am să scot un pic. Uite, deci e deschis și hai să fac așa, știi, ca să se vadă bine. S-ar putea, cine știe, s-ar putea pentru acum să fie prea deschis pentru mine. Dacă o să se dovedească a fi prea deschis, știi, adică neplăcut de deschis, înțelegi, și nu, chiar nu pot face nimic, o să trebuiască să iau o nuanță mai închisă și probabil că din combinarea celor două, deși uite că se, știi, intră în piele. O să vedem, îl testăm și vedem ce și cum. Poate eventual îi fac eu o mică testare în afara camerei de filmat, știi, ca să nu suferim dezamăgiri și alte alea. Hai să ne ferim de dezamăgiri, știi? Și dacă e prea deschis, adică prea, prea, prea deschis, știi, chiar nu reușesc să-l
să-l fac să meargă, atunci iau culoarea următoare, știi, nuanța următoare. Și când fac videoclipul, numai bine vi le prezint pe amândouă, nuanțele vedeți și voi și, știi, și facem tutorialul, încercăm pe ten să vedem exact cum, da, ca să ne ferim un pic de dezamăgiri din astea inutile, știi. Acum când am încercat pe mână, părea un pic cam prea deschis, dar o să vedem, știi, să nu spunem vorbă mare până nu testăm, știi, ca lumea, știi. Îi fac eu o mică testare, știi, și la lumina zilei, frumos, înțelegi, ca să-mi dau seama exact. Bun, deci ăsta e iarăși un alt produs nou. Și acum avem mascara din gama The One, Hypnotic Depth. Se numește Hypnotic Depth. Așa, uite. Ia uite și asta ce frumoasă e și ce bine arată este. Ia uite. Același tip, așa, mărturisesc că îmi place, au ales frumos, au ales o formă frumoasă, știi, așa, pătrată, așa, nu știu cum, foarte, foarte reușită. Deci asta e Hypnotic Depth. Așa, și hai să vedem periuța, că la o mascara, în afară de, știi, ambalajul exterior, ne interesează, uite cum e, vezi, ea e aplatizată, știi, asta e pe o latură, acum e aplatizată și iarăși, știi? Deci e ca o vâslă, măi, ca să fie poate mai clar pentru toată lumea, știi? Ca o vâslă, înțelegi? Și perișori are pe toate părțile de numai. Așa, încercăm și vedem. Deși după cum văd eu că arată și după cum sunt dispuși perișorii, sigur, piaptănă genele foarte frumos. Așa. Bun. Mai iubițelelor. Ia uite că trebuia să vă prezint la început. Ei, nu-i nimic, vă prezint acum. Cred că da. Uite, am aici. Am zis să vă arăt, știi? Să vedeți și voi. Că na, dacă tot iute. Așa. Mai am cumpărat de pe Zapatos.ro, am cumpărat o pereche de ghete, că na, de acum vine deja cam venit, știi, vremea friguroasă și e bine să știi niște ghete să așa. Atât dacă ele sunt bărbătești, știi, nu sunt pentru femei, dar am zis oricum, hai să vi le prezint, pentru că nu toate avem un bărbat iubit în viața noastră, nu? Așa. Bun. Că el poate să fie, că, na, că în unele cazuri e vorba de frate sau că e vorba de tată, asta e partea a doua, dar altfel, bine, astea sunt pentru soțul meu, pentru bărbatul meu. Așa. Bun, uite, dragă, cum arată, dar eu am vrut să vi le arăt, pentru că sunt absolut superbe. Deci, uite, deci le-am cumpărat de pe Zapatos.ro și, apropo, intrați, pentru că sunt reduceri extraordinare, sunt reduceri de prețuri foarte frumoase și exact cum v-am mai spus, cum vă mai spuneam eu, dacă câteodată reducerile astea, știi, nu trebuie să fie neapărat de la 10 milioane la 200, de la, pardon, de la 1000 de lei la 200 de lei. Doamne ajută dacă se întâmplă așa. Dar câteodată contează o reducere, știi? Înțelegi? Contează pentru că, știi, te aduce ori în bugetul tău, ori te aduce fix în bugetul tău, ori te aduce foarte relaxat în bugetul tău, știi? Și eu nu cred că este vreo persoană care să urască reducerile, hai să fim serioși. Și apoi, nu, sunt produse noi, pur și simplu, pentru care comerciantul, nu, face un discount. Și v-am spus, e vorba de recompensarea clienților, recompensarea clientelei, înțelegi? Adică clientul, clientela ta cumpără la preț întreg o bună bucată de vreme, după care tu vii și bagi niște reduceri, știi? Și îți recompensezi clientela. Sau mai, cum să spun eu, opții, clienți noi, care vin să vadă, se uite la reduceri și poate n-au încercat niciodată produsele tale sau n-au mai încercat de mult, înțelegi? Și atunci pentru ei această reducere este o ocazie perfectă, știi? Ca atunci când, nu știu, vezi o mâncare gătită, hai să dăm un exemplu așa mai deplasat, dar poate
mai pe înțelesul tuturor, știi? Și nu vrei să iei 5 kg sau ai vrea să iei un kil, dar știi cum e de sarmale, dar să știi că sunt bine făcute. Mă înțelegi ce vreau să zic? Ei, așa și cu... Ei, și uite, acesta este modelul Avignon. Nu știu, mie mi se par absolut superbe, deci uitați-vă și voi. Sunt demențiale. Și uitați-vă și voi câtă eleganță. Deci uitați-vă la talpă, ce bine e făcută. Uitați-vă, nu sunt crampoane astea, că nu, dar oricum această talpă texturată, știi, cu care înțelegi, te prinzi bine de sol, ca să zic așa, și nu aluneci, teoretic nu aluneci, știi, că doar n-ai să pleci pe, știi, n-ai gheață, de, n-ai să pleci la patinaj cu ele, știi, așa. Bun, uite și talpa ce frumoasă e și ce fermă, uite ce frumos, așa, uite cum arată și uite ce, observ ce elegant, ce formă elegantă, înțelegi, are pantoful, îți dai seama ce prestanță, știi, dă corpului și piciorului, întregului picior, știi, pe toată lungimea, înțelegi? Deci de asta și voiam să vi le arăt, pentru că mai sunt variante, știi, vezi, uite, e un pic așa, parcă ieșit în afară, dar vezi câtă prestanță și uite ce frumos, deci frumusețea acestei forme, știi, voiam eu să vă evidențiez, știi? Așa, deci absolut, absolut superbe, știi? Așa. Și pe partea cealaltă, da. Și închiderea este o închidere din asta foarte ușoară, adică se trage bine de aceste șnururi, știi, ca să închizi, nu mai trag acum de ele, dar voi înțelegeți cum faci, știi, ca să le tragi așa, ca să stea cât mai strâns pe picior, după care părțile astea se agață în cele două bride, știi, ei și agăți ca să înțelegi, faci închiderea finală, să nu ai senzația că îți scapă așa, parcă un pic, da. Deci, uite, foarte, foarte frumos, mie... Nu știu, mie mi se par extraordinare, știi? Așa. Bun. Hai să le punem așa deoparte. Deci, de pe zapatos.ro. Și vă spuneam că sunt tot felul de reduceri și în perioada asta, dar, da, periodic, știi? Și atunci e absolut superb. Așa, să putem beneficia de ele. Iubițelelor, nu avem un parfum nou în seara asta, sau mă rog, în videoclipul acesta, dar, știți că vă spuneam eu, dacă nu cumva aici vorbim de un parfum sau de o aromă nouă. Iubițelelor, vorbim de o aromă nouă, deci vă spuneam eu, vă prezentasem acest parfum Black Opium de la Yves Saint Laurent și vă spuneam că îmi aduce aminte de Prada Candy și... are un parfum extraordinar și se cheamă Le Parfum. Deci cum ar veni parfumul sau parfumul Black Opium. Așa. Ei, este o aromă nouă. Este o aromă nouă. Da? Deci este o aromă nouă. Deci dacă vreți să-l cumpărați sau să-l încercați, să vedeți exact dacă e pe gustul vostru. Așa. Dar eu v-am spus, e bestial, este extraordinar. Merită cumpărat orbește, n-are cum să nu vă placă. Așa. Trebuie să aveți grijă să scrie Le Parfum. Deci, le e parfum. Deci, Le Parfum. Așa. Acesta. Vedeți? Așa. Deci, e noutate. E noutate. Da. Bun. O să vorbim și despre varianta anterioară. Aici s-a, când am pulverizat eu așa, știi, s-a prelins un pic, că, na, asta e când pulverizez un lichid, știi, el se prelinge că, nu, era o replică într-un film, cum era, Gravitation is a bit biatch, ca să nu folosim cuvinte urâte, știi, da, deci asta e. Măi, iubițelelor,
Cam asta a fost în videoclipul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Avem aici niște chestii foarte frumoase și chiar v-am semnalat niște produse foarte interesante și foarte drăguțe. Eu abia aștept să mai văd cu ele ce și cum. Oricum le luăm și le prezentăm, știi, în tutoriale. Am să le zic așa, în tutoriale. Nu știu dacă vouă vă vine o idee mai bună sau că le-ați găsit mai ușor, nu știu, pe site, pe YouTube, nu știu, spuneți-mi și mie dacă vreți un alt titlu pentru ele. Dar eu oricum am să le zic, știi, tutoriale și acolo am să trec, înțelegi, firme, chestii, ca voi să știți deodată cam despre ce e vorba, știi, că parcă nici așa să știi să fie prea sec și să nu știi ce, despre ce firme e acolo. Oricum le încercăm frumos, gospodărește, le încercăm pe toate, vedem, ne place, nu ne place, deci nu așa, absolut toate și ne mai așteaptă, vai de mine, tot felul de chestii. Bun, deocamdată hai să ne zicem la revedere până data viitoare, așa, și cred că atât, alte noutăți nu mai am deocamdată, așa că iubițelelor, pa, pa!